7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi am de gând să vă vorbesc despre muzica biruinței. Nu știu dacă v-ați gândit că muzica poate să fie chimval, trompetă, tobă, ceva ce anunță bucurie, împlinire, biruință, nu? S-a câștigat războiul, am venit cu prada. Dacă citim, de exemplu, psalmii sau cartea cronicilor sau împărații, sunt pasaje în care pur și simplu putem să decupăm aceste secvențe care vorbesc despre biruință. Și biruința este însoțită de un anume tip de muzică. Există și muzică pentru jale și spune cartea că uneori e mai bine să te duci într-o casă de jale, pentru că într-o casă de jale ai o perspectivă mai realistă asupra vieții și prin întristarea feței inima se face mai bună. Există o muzică a suferinței, a durerii. Există un bucium care poate să acompanieze suferința și e muzică care poate chiar te ajută să traversezi o anume stare. În șantierul pe care l-am auzit, pe care l-am avut de fapt toată vara asta, eu am auzit tot felul de muzici. Când se bătea în acoperiș, boc, 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 boc. Era, vă spun sincer că eram de-a dreptul exaltată să văd că crește acoperișul sub ciocan, pur și simplu. Și aveam niște meșteri care, să știi, că ascultau vocea Evangheliei, mi s-a umplut grădina de vocea Evangheliei și cântau cu programele voastre. Era un peisaj absolut extraordinar, să vezi niște lucrători care sunt veseli și veseli nu că au băut berea constructorului, care munceau cu un anume spirit și era așa o atmosferă care vorbea despre biruința șantierului și care pe mine mă făcea să uit de datorii, de facturi de achitat, de molos. Era o anume muzică. După cum, bineînțeles că există și o altfel de muzică chiar în șantier, când trebuie să dărim ce ai zidit și nu ți-a plăcut. Nu poate să muți scara pe care ai construit-o sau să scoți treptele care nu se mai potrivesc. Există și o muzică de acest gen. Când vom asculta colindele anul ăsta, ce vom auzi oare? Ce ne vor transmite colinzile ca și melos? Ca și muzică, chiar dacă nu suntem educați muzical, ce transmite o colindă? Unde este biruința? Câtă biruință este acolo? Slavă lui Dumnezeu sus în cer și pace între oameni pe pământ. Colinzile, partea aceea din narativul colinzilor care descriu închinarea magilor. Cât de mult este biruință în ceea ce transmite o colindă sau cât de mult este, de ce nu, jelanie, tristețe, asumarea unei condiții, asumarea condiției pruncului care s-a născut într-o iesle în contextul unui recensământ birocratic, nu știu dacă evreii erau, de fapt romanii făceau numărătoarea, cum stăteau ei cu birocrația, dacă stăteau așa de bine cum stăm noi astăzi, sau presupun că oricum în orice birocrație este destulă confuzie și este foarte mult stres, un prunc care s-a născut în condițiile recensământului, într-un grajd, în confuzia pe care o aveau părinților cu privire la poziția lor față de acest copil care trebuia să aibă un destin și care trebuia să restoarne istoria, oare într-o colindă cât putem însuma și din cântecul biruinței și din cântecul de jale? Și spun lucrurile astea pentru că
Sărbătorile de cele mai multe ori sunt zilele biruinței și sunt zilele efervescenței, dar pot să fie și niște zile de jale. Mai spunem cândva că de sărbători cei nefericiți sunt cei mai nefericiți, cei singuri sunt și mai singuri, cei bolnavi sunt și mai bolnavi. Și ei încolindă probabil că vor avea acest melos, acest narativ al jalei, al neîmpliniilor, a ceea ce nu au. Dar în același timp, colinda nu este numai asta. Colinda vorbește despre slava lui Dumnezeu, despre ceea ce Dumnezeu a făcut prin trimiterea pruncului, prin asumarea condiției umane de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și ar fi absolut extraordinar și ar fi vindecător dacă în colindă am auzit și biruința și am auzit și jalea, pentru că este și una și cealaltă. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.